Am votat pentru candidatura dumneavoastră de 3 ori și am votat conștient, așa cum spune și disciplina Partidului Liberal Democrat din Moldova. Deci, în acest context, eu public cer de la dumneavoastră scuze, fiindcă acest lucru l-am demonstrat public atunci când am demonstrat că am votat pentru candidatura dumneavoastră și acest lucru m-a indignat pe mine, familia mea, prietenii mei, pe părinții mei. De aceea eu solicit ca dumneavoastră public să faceți acest lucru, ținând cont de faptul că noi ne-am respectat și am onorat dreptul de a vota candidatura Alianței pentru Integrare Europeană. De aceea, dacă dumneavoastră nu veți face acest lucru, demnitatea mea îmi cere și îmi spune ca să nu respect decizia Partidului Liberal Democrat, a fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova, că la o altă alegere pe care se pretinde, eu nu voi vota candidatura dumneavoastră. Cu stimă și deosebit respect față de Maria dumneavoastră, însă, deși, domnule președinte a Parlamentului, eu personal, având argumente de a nu vota candidatura dumneavoastră la funcția de președinte a țării, totuși m-am conformat, în primul rând, decizii conducerii partidului și inclusiv la acele indicații care au parvenit din partea președintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, inclusiv la decizia luată de Alianța Integrării Europeană. Și totuși eu am conștientizat faptul că mai presus ca tot sunt interesele naționale și la data de 16 am acordat votul de susținere ca dumneavoastră să fiți ales președinte al Republicii Moldova, totodată conștientizând importanța acestui eveniment. Domnule președinte, reiterând cele expuse, eu solicit respectuos din partea noastră, pentru că aceste acuzații grave au fost aduse în fața unei țări, în fața poporului, aș solicita de la dumneavoastră scuze publice. În caz contrar, eu îmi rezervez dreptul ca decizia pe viitor să mă aparție mie și nu mă voi conforma deciziilor care vor fi luate la partid, inclusiv la fracțiune și la Alianța Integrării Europeană. Domnule președinte a Parlamentului, dacă dumneavoastră ați avut careva suspicii și nu v-ați documentat la justa valoare, eu o să vă propun materialul video care este imprimat pe CD și mai mult ca atâta, eu am fost corect și îmi pare foarte rău și regret de acele care s-au întâmplat după data de 16 decembrie. În legătură cu aceasta, eu o să vă cadonez acest disc să vă mai documentați încă o dată. Microfonul 3. Eduard Mușoc, fracțiunea Partidului Comuniștilor. Domnule președinte, vreau să mă refer la două chestiuni.